1 mai este debutul sezonului estival, așa că mulți călățeni și brăileni și-au făcut planuri de vacanță la malul mării. Destinația cea mai populară rămâne Mamaia, deși sunt destui care preferă să meargă la vecinii noștri bulgari. Pentru cei care rămân acasă, vremea este frumoasă, așa că majoritatea au ieșit dimineață la iarbă verde și cei mici au program special. În această după sunt invitați la un super atelier de creație organizat cu ocazia sărbătorilor de Paște. Alături de copii va fi atelierul de teatru Cireșarii, care îi va ajuta să picteze ouăle magice de Paște. CFR Călători informează că în perioada 28 aprilie 7 mai, pentru adaptarea capacității de transport la traficul de prilejul mini-vacanței zilei de 1 mai și a Sfintelor Sărbători de Paști, în programul de circulație a trenurilor se vor efectua modificări. Pentru preluarea traficului de călători de pe cele mai utilizate rute, 19 trenuri interregio vor circula suplimentar și mai multe trenuri vor fi suplimentate cu odată în perioada 1-6 noua superiorii interregio, precum și unele trenuri regio. Angajații sistemului de gospodărire a apelor, cei de la îmbunătățiri funciare și locuitori ai satelor amenințate de ape vor petrece încă un Paște supravegind digurile care apără localitățile și culturile de revărsare a Dunării, așa cum s-a întâmplat în 2010 când fluviul a atins la Brăila cota istorică de 710 cm. Dunărea a scăzut la Brăila sub cota de inundație, care este stabilită la 610 cm, dar pericolul pe diguri nu a dispărut încă. Digurile din insula Marea Brăilei, precum și cele de pe terasa Brăilei, care se află în faza a doua de apărare, vor fi supravegheate permanent în toată perioada sărbătorilor pascale, astfel încât să se poată depista din timp orice infiltrații care ar putea pune în pericol culturile agricole sau localitățile. 4.000 de hectare de culturi agricole au fost inundate în insula Marea Brăilei, cea mai mare exploatație agricolă din Europa, din cauza infiltrării apei Dunării prin digurile care protejează insula.